Legea creației este una dintre cele mai frumoase, pentru că este legea care ne demonstrează că noi suntem creatori, nu creaturi. Este legea care stă la baza întregii creații, pentru că înainte ca Universul să existe, această lege a creației exista în mintea lui Dumnezeu, ca vizualizare, ca idee, s-a transformat în verb și apoi s-a materializat. Așa cum spune Evanghelia după Ioan, la început era cuvântul, iar cuvântul era Dumnezeu. În mintea lui Dumnezeu totul a existat în modul perfect în care trebuia să fie. Omul a fost creat după imaginea și asemănarea lui și l-a făcut creator exact ca și el. Mai devreme sau mai târziu, gândurile, ideile, cuvintele pe care omul le folosește se vor manifesta în lumea din jurul lui și în corpul lui. Pentru că mai este un pasaj frumos din Evanghelie care spune: unde este comoara voastră, acolo vă va fi și sufletul. Rugăciunea și meditația sunt cel mai înalt și cel mai pur mod de a gândi imaginabil. Este modul în care puteți să polarizați mintea voastră la cel mai pozitiv nivel. Vibrațiile spirituale create prin rugăciune sunt capabile să transforme frumusețea, perfecțiunea, minunățile în toate condițiile nearmonice și urâte care ne înconjoară și acționează ca o lampă aprinsă într-o casă cufundată în întuneric. Universul folosește aceste legi bine definite, care constituie principii care stau la baza întregii creații. Și legile astea funcționează în orice moment și în orice fel, nu cunosc odihnă și sunt create pentru a menține ordinea și armonia. Iar pedeapsa pe care unii consideră că și-o primesc nu este dată de Dumnezeu pentru acțiunile pe care le-ai făcut, dar ești pedepsit de propriile tale acțiuni. Și este deosebit de important să învățăm să considerăm gândurile noastre ca pe niște obiecte, lucruri reale, pentru că această amalgamare și această multitudine de gânduri determină tot ceea ce se învârte și se întâmplă în jurul nostru. O altă lege, legea echilibrului, numită și a ritmului și a armoniei, este legea care ne demonstrează că Divinul este o armonie perfectă și tot ceea ce este dezarmonios în viața noastră, suferință, durere, boală, mizerie, nu sunt creația Divinului, ci a omului. Noi toți ne dorim să trăim în armonie și pace și va trebui să adoptăm această lege a ritmului și a armoniei, a echilibrului perfect, pentru că este o valoare universală totală, deoarece implică nu doar funcțiile vitale, ci tot ceea ce există în întregul univers. Aici aș putea să vă dau exemplu lui Buddha, când a explicat unuia dintre discepoli că și sufletul nostru trebuie să fie în perfect echilibru și armonie ca și corzile unei chitări. Pentru că dacă este prea tare acordată, se rupe. Dacă este mult prea slăbită, nu emite vibrația și sunetul armonios pe care ar trebui să-l aibă. Trebuie să fie un echilibru perfect. Și aici, mulțumită acestei legi, ni se transmite că nu este îndeajuns să cunoaștem adevărul pentru a avea puterea de a modifica, după plăcerea noastră, realitatea ritmică a existenței, dar este aproape obligatoriu să devenim noi adevăr, renunțând la toate acele iluzii care ne mențin încă separați de realitate, pentru că adevărul este o existență vie
în care se identifică realitatea divină. Exact așa cum spusese Iisus, Tatăl și eu suntem un singur lucru. Deci și noi trebuie să învățăm că pentru a fi perfect în echilibru, va trebui să ne simțim parte integrantă din întregul univers. Legea unității, pe care alții o numesc legea treimii, ne explică că noi trăim într-o lume în care totul este conectat, absolut totul. Suntem ca un iceberg. Materia este doar cel 4% care se vede, iar 96% din ce există nu vedem. Tocmai de aceea nu vedem. Pentru că trebuie să învățăm să ne conectăm între noi cu Universul și cu tot ceea ce este în jurul nostru. Tot ceea ce gândim, tot ceea ce credem are impact asupra Universului. Mulți râd de mine când spun, înjurătura ta a făcut să se topească un ghețar în Groenlandia, dar nu înțeleg, dacă nu cunosc aceste legi, că fiecare acțiune, fiecare gând, fiecare cuvânt are un rezultat sau un efect în altă parte a lumii. Această lege este din ce în ce mai mult examinată și de fizica modernă sau de studiile de câmpuri morfogenetice despre care o să vorbim în viitor referitor la constelațiile familiare. Ca să-l cităm pe Einstein, spunea, ceea ce numim materie nu există, totul este energie, materie și câmp energetic și nu pot fi separate. Unde energia este foarte concentrată, vedem materia, unde nu este foarte densă, există câmpul. Deci, suntem făcuți din vibrații, lumină și sunet. Suntem magneți. Și îmi doresc din suflet să învățați aceste legi universale, să le aplicați cât mai bine pentru a atrage la voi doar lucruri minunate. Ultima lege despre care vreau să vă vorbesc este legea generării, despre care am găsit și alte nume în alte cărți sau în alte studii. Știm că întregul univers este în mișcare datorită forțelor eliberate de cele două principii, femeiesc și părpătesc, energia masculină și energia feminină. Toată creația și toate manifestările vieții și a naturii sunt opera celor două principii, masculin și feminin. Aceste principii sunt de fapt o reflexie a celor două principii creatoare divine, Tatăl Ceresc, Mama Divină, care de fapt nu sunt nimeni altul decât Dumnezeu. Dar aceștia sunt considerați ca doi poli izvorâți dintr-un singur principiu. În Cabala vine numită Lumina Interminabilă, adică Absolutul, Nemanifestul, se unește în Lumina Interminabilă. Fiecare manifestare pe plan fizic, fiecare naștere este produsul muncii a celor două principii, masculin și feminin. Principiul masculin este cel care proiectează, dă germenul vieții, iar cel feminin care adună, organizează, produce și completă o lucrare perfectă. Prin urmare, creația este împărțită între cele două principii și niciunul din cele două va trebui să-l subestimeze sau să-l supraestimeze pe celălalt. Ambele sunt la fel de importante și indispensabile creației, dar în moduri diferite.